Salutare prieteni! Bine ați venit pe canalul Lumea Tehnologiei! Astăzi vom vorbi despre acele mașini uimitoare care au fost construite manual. Prieteni, sunt nevoit să vă zic că videoclipurile noastre sunt vizionate doar de 25% din abonați. Haideți să îmbunătățim statistica împreună. Cum? Eu fac videoclipuri, iar tu te abonezi. Haideți să ajungem cât mai repede la 200.000 de abonați. Să începem! Ford F-150. Ford F-150 este una dintre cele mai populare mașini din Statele Unite ale Americii. Pentru locuitorii acestei țări, această mașină deja nu mai este o noutate. Dar ce s-ar întâmpla dacă mașina ar fi întoarsă invers? Un astfel de vehicul cu siguranță încă nu deține nimeni. Acest Ford F-150 este doar într-un singur exemplar. La crearea acestei mașini, proprietarului i-a trebuit 6 luni din viață și $6.000. Mașină cu masă de biliard. Iubiți biliardul? Atunci de ce să nu purtați cu voi masa de biliard? Iar o astfel de mașină vă permite să petreceți timpul jucându-vă oriunde v-ați afla. Honda Augmented. Acesta este un nou concept de mașină de la compania Honda. Putem zice că este mașina viitorului. Controlul mașinii se face automat, dar în același timp și șoferul poate conduce manual dacă dorește. Iar dacă lovești pe volan, mașina accelerează. Autovehiculul Nemo. Legendarul Nautilus a fost creat în special pentru filmul The League of Extraordinary Gentlemen și desigur funcționează și se deplasează ca un mijloc de transport normal. Chiar și până în ziua de astăzi, această mașină de lux este depozitată într-un showroom care îi aparține companiei Props 2. Renault Tresor. Încă în anul 2016, în Paris, a fost prezentat acest Renault Tresor. Principala sa caracteristică este absența ușilor, iar acoperișul se ridică automat deasupra carcasei și pasagerul fără nicio problemă poate ieși sau intra în interiorul mașinii. O astfel de construcție permite semnificativ îmbunătățirea proprietăților aerodinamice ale mașinii. BMW Isetta 1956. Această mașină este cel mai ciudat model lansat de BMW. După al doilea război mondial, compania spera că acest prototip de mașină va avea succes și va aduce mulți bani companiei, însă n-a fost să fie. A fost numit în multe feluri, de exemplu germanii îl numeau ou care se răstogolește, iar în America Latină îl asemănau cu o minge de fotbal. Mașina telefon. Iar această mașină uimitoare îi aparține proprietarului unei companii de telefoane, Howard Davis. Se pare că acest tip cu siguranță își iubește jobul. Renault Float. În 2017, compania Renault a lansat o mașină futuristică, care mai mult se aseamănă cu o capsulă zburătoare. Această capsulă reușește să zboare cu ajutorul tehnologiei pe care Elon Musk o folosește pentru trenurile super rapide. Casă pe roți. Mulți visează la o casă pe roți în care se poate locui, dar și călători, însă puțini sunt capabili să-și construiască o astfel de autocasă. Și totuși, acest bărbat pe nume Alex a reușit să-și realizeze visul și a construit ceea ce a dorit. Bell P50 1962. Bell P50 a intrat în cartea recordurilor fiind considerată cea mai mică mașină din lume, deși arată ca o jumătate de mașină. Acest vehicul cântărește doar 50 de kg și are un mâner instalat în spatele mașinii, deoarece inginerii au presupus că aceasta poate fi mutată din loc manual. Bell P50 este echipată cu 3 roți, 2 în față și una în spate. Zapata Flyride. Această motocicletă a fost creată pentru zborul deasupra apei. Un furtun uriaș este atașat de tehnologia dată prin care trece apa, aceasta fiind împinsă afară sub o presiune mare și care de asemenea permite dezvoltarea vitezei și ridicarea deasupra apei. Furion Elysium. Cei care au mulți bani nu trebuie să depună un astfel de efort. Această casă ultramodernă este capabilă să vă ofere confort în cele mai îndepărtate de civilizație locuri, cum ar fi în pădure, camping sau chiar pe malul oceanului. În interior există o mini bucătărie și un televizor imens, iar pe acoperiș sunt chiar și jacuzzi și o platformă pentru 2 elicoptere.
Electrom Lev. Bicicleta este considerată cel mai ecologic mijloc de transport, însă mersul cu aceasta ocupă prea mult timp și tocmai de aceea a fost inventată o bicicletă echipată cu motor. Acest Electrom Lev arată ca o simplă motocicletă sau motoretă, dar de fapt este o bicicletă echipată cu un motor și o sticlă de protecție. Electrovehicul. Ați știut că prima mașină electrică a fost inventată încă în anul 1942. Din cauza aspectului neobișnuit, ea a fost numită ou electric. A creat acest vehicul designerul francez Paul Arsens. Electrovehiculul are doar 3 roți și se alimenta de la un simplu acumulator. Atunci când Franța a fost invadată de către germani, această mașină a rezolvat problema lipsei accesului la combustibil. Terafugia TFX. Înainte, mașinile zburătoare se puteau vedea doar în filmele fantastice, însă foarte curând astfel de mașini vor apărea și în viața reală. Compania Terafugia a dezvoltat prima mașină zburătoare, modelul TFX. The Opener Blackfly. În 2018, compania Apple a lansat un multicopter cu un singur loc. Este considerat primul avion electric cu aripi fixate foarte rigid. Acest mini-avion a fost dezvoltat timp de 9 ani și a reușit să devină o mare descoperire în domeniul călătoriilor la distanțe scurte. Ato. Mașina pe care o puteți purta după voi nu este deloc folosită în zilele noastre, însă acest scuter mobil este foarte popular. ATO este un scuter electric care se potrivește foarte ușor în portbagajul mașinii. Acesta încape cu ușurință și într-o valiză pe roți. Sea Flyer. Sea Flyer este un scuter subacvatic care vă permite să vă scufundați cu ușurință la o adâncime de 50 de metri, iar viteza maximă pe care o poate atinge acesta este de 7 km la oră. Din păcate, acest dispozitiv nu permite scufundarea mai mult de o oră, deoarece bateria nu este într-atât de puternică. Banana Vehicle. Ce poate avea în comun o banană și o mașină? Sau cine s-ar putea gândi să combine fructul cu mijlocul de transport? Noi cunoaștem o astfel de persoană. Vi-l prezentăm pe Steve Brathwaite. Acestui inventator i-au trebuit 8 ani pentru crearea acestui banana vehicle. La întrebare de ce anume a ales o banană, el a venit cu un răspuns original. Că așa a vrut. Chiar dacă Steve nu încalcă niciodată regulile de circulație, polițiștii deseori îl opresc doar pentru a arunca o privire la această mașină interesantă. Prieteni, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, rupeți butonul de like și desigur nu uitați să scrieți în comentarii care mașină v-a impresionat cel mai mult. Iar noi ne revedem mâine la ora 20:00. Pe curând!